Fă. Mă rog, mai luat. Ce serios? Cum că rămâne astea 7 km cu metri trăită familia ta, să trăiești. Auzi, Malone? Zi, mă. Tu ai termos la tine, mă? Da, mă, dar cum să văd? Pot să-l folosești și eu cu Daniela pe-al tău? Bă, mâncați-și gura ta, pe noi suntem deja doi pe el, mă, sunt și eu mai ieși asta. Așa faci trăită familia ta, să trăiască așa faci. Da, mă, dar nu te ții minte, mă, tu că te-ai plăcut de la un termos. Hai, mă, lasă-mă, dar dracu, dă-ți grici că folosim termosul ăsta. Roboțele, să nu uiți harta aia, că pe aici nu semne din aia, pe-n copaci nu-i nimica, da? Bă, mânca faci gura voastră, mă, ai și o întrebare. Nu, n-am luat foite, să faci jointul din frunze. Stai liniștit, nu fii copil, așa mă știi tu pe mine. Nu, mă, frate, bă, de ce nu ne băgăm, mă, și noi GPS-ul ăla sau Waze-ul ăla? Pot să-i răspund eu? Te rog. Da. Nu știu de ce. Bă, fii atenți aici. Peste jumătate de kilometru nu mai este niciun fel de conexiune la internet, nu mai e semnal la telefon, nimica, deci e pustiu, mă înțelegi? Zi-mă. Păi, și atunci cum facem să dăm check-in când mergem și ajungem la lac? Păi nu ne dăm. Păi și atunci de ce mergem? Ca să ne relaxăm! Hadi, luați bagajele și hai să mergem. Da. Închide mașina, că... Auzi, mă? Tu ia și cară grătarul cu 16. Uite, asta a fost bună. Te-a plăcut? Da, asta mi-a plăcut. Mă, duc eu la iumor, te îmbă foarte bine. Hadi, mă! Gina, nu căra tu ăla. Bă, ține-l bine, vezi. Bă, ia stați, mă, stați așa, mă, să facem popaz, mă, că uite, e rău lui Ginuța. Bă, mă, trăiți iar familia ta să-ți trăiască. Băi, Malone, am plecat 2 jumătate de ore și am făcut 8 popasuri, băi, cu metre, băi. 9, le-am numărat eu. Eu, 9. Băi, lăsați-o în pace, că e însărcinată, sunteți chiar culme. Da, mă, lăsați-o, că în 3 zile ajungem și noi la baltă, stați liniștiți. Bă, mâncava-și gura voastră. Bă, voi vă dați seama câți Pokémon de arare sunt pe aici, mă, frate? Malone, nu te-ai lăsat, frate, de prostile alea. Nu sunt, mă, pentru că nu există GPS. Și nu avem semnal la telefon, înțelegi? Bine, bine, dar... Noi cum ne orientăm? Avem busolă. Și aia ce facem? Indică nordul. Păi, stai, mă, așa, mă. Și cum are, mă, puterea să indice nordul, mă, dacă n-are semnal, mă? Băi, mă, lu. Da. Băi, ești imperial. Mersi. De prost. Cum dracu să întrebe așa ceva, mă? Cum indică nordul dacă n-are semnal? Da. Bă, busola, mă? Da, mă, da. Chiar, mă, cum dracu indică? Doamne, te rog eu frumos, fă ceva să pot să mă spânzuri de o cracă cât mai repede. Băi, cum să întrebe așa ceva? Păi de ce? Busola funcționează pe bază de magneți și așa indică nordul. Și dacă vrei să o iei în sud? Corect! Să o lăiesc, să o vezi. Bă, mâncava-și gura voastră. Bă, eu sunt foarte fericit, mă, că astăzi o să pescuiesc pentru prima oară în viața mea. Dar de ce, mă? Bă, pentru că eu am fost în altă viață și soarta mea e să fiu pescar, mă, mâncați. Dar de unde știi? Argumentul numărul 1. Până la vârsta de 5 ani am stat la piața Delfinului. 2. Primii bani ca lumea făcuți în viața mea au fost din meseria de pește. Și 3 de ani de zile ne frici la icre. Pericole mare aici să moară Bibi. De ce? Pericole mare. Cum făcea Bibi, mă uite jos și mare labă. Ai luat-o sau ai dat-o? De urs. O labă mare așa și lăpuțe din alea mici. Voi vă dați seama ce înseamnă asta? Că laba n-are vârstă. Înseamnă că este ursoaică cu pui. Și astea e cele mai periculoase să moară Bibi. Gina, gata, ți-ai revenit, mai mergem și noi 38 de centimetri. Nu fiți răutăcioși! Am dit-ai burta! Și eu am dit-ai burta, dar nu fac atâta gât. Hai, mă, să mergem. Pe aici? Spre baltă, unde te duci în parte? Popas! Oh, no! Să moară Bianca în pușcărie și cu copiii, ei! Hey!